Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Moldova va plăti factura către Gazprom abia joi, asta deși furnizorul rus a avertizat că va închide robinetul miercuri când expiră cele 48 de ore acordate pentru plata datoriei. Locuințele câtorva polițiști de la Inspectoratul Florești au fost întoarse pe dos după ce s-a aflat că aceștia ar deține ilegal arme și muniții. Un renumit sportiv paralimpic a devenit protagonistul unui film realizat de o echipă de creație din Rusia, unde au avut loc filmările și ce drama ascunde campionul vedeți la știri. Nebunie mare la aeroportul internațional Chișinău, zeci de microbiști s-au îmbulzit pentru a întâmpina cea mai titrată echipă de fotbal Real Madrid, care va juca mâine la Tiraspol. Moldova Gaz nu a găsit deocamdată o soluție pentru a achita datoria față de Gazprom. Este declarația făcută în această dimineață de conducerea companiei, după ce ieri Gazprom a avertizat țara noastră cu sistarea furnizării combustibilului în decurs de 48 de ore, în cazul neachitării restanței conform termenului stabilit în noul contract. Pe pagina sa de Facebook, Spânu a scris că datoria către Gazprom este de peste 74 de milioane de dolari și s-a format din cauza achiziționării gazului în luna octombrie la preț de peste 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar tariful aplicat pentru această perioadă nu a acoperit diferența. Până la acest moment, Moldova Gaz nu a găsit o soluție comercială ca să stingă datoria. După aplicarea tarifului modificat din luna noiembrie, Moldova Gaz este obligată să achite integral consumul de gaz pentru Gazprom, susține vicepremierul. Reacția lui Spânu vine după ce Gazprom a avertizat că în cazul neachitării restanței, furnizarea gazului către Moldova va fi încetată în decurs de 48 de ore. Plata nu a fost făcută. În legătură cu acest fapt, Gazprom a anunțat partea moldovenească că peste 48 de ore furnizarea gazului în Moldova va fi sistată. Contactat de TV6 pentru reacție, președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Vadim Ceban, nu a putut nici să ne confirme și nici să infirme riscul ca țara noastră să rămână fără combustibil. Acum suntem în discuție, o soluționă problemă cu guvernul. Că altceva nu pot să vă spun, nu pot comenta așa nimic. Dar, într-un comunicat de presă, instituția anunță că obligațiile financiare nu au fost onorate la timp din cauza că, în octombrie curent, Moldova Gaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale. Luni, la emisiunea Moldova Zi de Zi de la postul nostru de televiziune, politologul Ian Lisnevski a declarat că vinovată de această situație este guvernarea, care a început prea târziu negocierile cu Gazprom. În țările europene, Estonia, Lituania, toți au știut vara că vine iarna, va fi greu, de ce au adus convorbirile cu Federația Rusă. Numai în Republica Moldova noi ne-am trezit practic în luna septembrie, când deja expiră contractul, s-a trezit că, stați, da vine iarna. Anterior, atât președintele Sandu, cât și reprezentanții guvernului au declarat că nu se vor implica în procesul de negociere a unui nou contract de achiziție a gazului de la Gazprom, menționând că discuțiile sunt o prerogativă a companiei Moldova Gaz. Totuși, în data de 29 octombrie, vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că țara noastră a încheiat un nou contract de livrare a gazelor naturale cu gigantul rus pe o perioadă de 5 ani la un preț de 450 de dolari per 1000 de metri cubi. Începând cu 1 noiembrie și prețul a fost majorat, iar moldovenii achită pentru un metru cub de gaze consumat 11 lei și 8 bani, față de 4 lei și 30 de bani cât plăteau până acum. Executivul a anunțat că va compensa diferența de tarif, dar numai pentru cei care consumă până la 150 de metri cub de gaze. Deși avertizarea Gazpromului privind sistarea livrării de gaze către Moldova pentru datorii expiră miercuri, guvernul dă asigurări că plata se va face joi, iar până atunci speră că țara noastră nu rămâne fără acest combustibil. Despre asta a anunțat vicepremierul Andrei Spânu în această după-amiază. Furnizorul din Rusia va primi suma de 1,4 miliarde de lei abia după ce un document în acest sens va fi votat de Parlament.
S-au alocat 1 miliard 700 milioane de lei pentru Energocom. Din această sumă, aproximativ 300 milioane de lei au fost folosiți pentru cumpărarea gazului în luna octombrie în situația de urgență. Iar 1 miliard 400 milioane de lei vor fi alocați pentru a susține plățile curente ale companiei Moldova Gaz pentru luna octombrie și noiembrie. Totuși, vicepremierul Andrei Spânu spune că banii vor ajunge la Moscova abia joi, după ce Parlamentul va vota în a doua lectură modificările la legea bugetului și că reținerea s-a întâmplat din cauza procedurilor prin care trebuia să treacă documentul. Asta în condițiile în care termenul de 48 de ore acordat Moldovei pentru a stinge datoria expiră miercuri. În protocolul pe care dumneavoastră l-ați semnat atunci cu Gazprom, în punctul 8, prin intermediul comisiei, privind situațiile excepționale, vă asumați să achitați această diferență, iată, de preț. Din păcate, toate aceste proceduri au luat un pic mai mult timp. Spânu susține că Gazprom a știut încă de săptămâna trecută că Moldova nu va reuși să achite factura la timp și că nu înțelege de ce totuși Rusia a decis să trimită avertizarea. Astăzi voi trimite o scrisoare suplimentară către Gazprom, în care vom informa oficial despre pașii pe care îi va lua guvernul pentru redresarea situației. În aceste condiții nu se știe dacă Gazprom va închide robinetul către Moldova miercuri, așa cum a anunțat, înainte de a primi banii promiși de guvern. Analistul economic Veaceslav Ioniță susține că guvernul a gestionat prost criza gazelor. Să mergi la Moscova să îți asumi în numele guvernului că va fi achitat consumul curent pe 22 noiembrie, apoi să vii acasă și să aștepți, poate rușii vor uita de bani, este peste limitele raționalului. S-a tras mâța de coadă și acum există riscul că va trebui să alocăm banii noștri pentru a acoperi eroarea. Este neetic și imoral ca de banii oamenilor sărmani de la sate care îngheață de frig și se încălzesc cu vreascuri să fie plătită căldura celor de la orașe. Ori căldură centralizată și încălzire cu gaz natural în cea mai mare parte are populația din orașe, mai spune Ioniță. Critici dure în adresa vicepremierului Andrei Spânu, fostul prim-ministru Ion Chicu îl acuză pe acesta de irresponsabilitate și spune că nu respectă angajamentul pe care și l-a asumat, cel de achitare a gazului pentru luna octombrie și noiembrie. El a publicat și un document care ar dovedi responsabilitatea luată de Spânu. Și fostul ministru al finanțelor, Mariana Durleșteanu, a scris pe rețelele de socializare că situația creată îi periclitează imaginea vicepremierului. Iar fostul deputat al platformei DA, Vasile Năstase, cere publicarea contractului semnat între Moldova Gaz și Gazprom, menționând că cineva ar trebui să stea la răcoare pentru iscălitura pusă. Într-o postare pe Facebook, fostul premier Ion Chicu a publicat un document semnat de reprezentanții Moldovei și cei ai Gazpromului. Spânul la Moscova și-a luat angajamentul prin punctul 8 al protocolului semnat că va asigura adoptarea deciziei Comisiei Situații Excepționale de a aloca bani suplimentari pentru achitarea gazului, deoarece era clar că la această etapă Moldova Gaz se va confrunta cu insuficiență de lichidități cauzată de diferența dintre prețul nou al gazului și cel de 148 de dolari inclus în tarif. El și-a asumat acest angajament deoarece tot el și tot acolo a creat o clauză nouă a contractului cu Gazprom, care prevede sistarea livrărilor de gaz dacă plățile curente nu sunt efectuate. Deci știa cu siguranță încotro merg lucrurile, a menționat fostul premier. Și ex-ministrul finanțelor Mariana Durleșteanu l-a întrebat pe Spânu dacă nu-l mustră conștiința pentru faptul că a știut și a tăcut până azi despre obligația Moldova Gaz de a efectua plățile pentru achiziția de gaze din octombrie la prețul spot de 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Ați tăcut și despre plata avansului în mărime de 50% pentru consumul gazului în noiembrie 2021. Situația despre care discutăm periclitează imaginea dumneavoastră de politician sincer. Sper nu v-ați asumat ca aceste datorii să fie achitate de guvern, adică din taxele și impozitele cetățenilor Republicii Moldova. În caz contrar, pășiți, domnule Spânu, pe un câmp minat cu consecințe foarte neplăcute pe viitor, spune Durleșteanu.
Iar fostul deputat al platformei DA, Vasile Năstase, cere publicarea integrală a contractului semnat între Republica Moldova și Gazprom. Cineva ar trebui să stea la răcoare pentru ischelitura pusă pe acest act înjositor. Raportul Kroll e floare la ureche, pe lângă ce Trăsnăi a semnat guvernarea incompetentă. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat că executivul nu va comenta postările lui Chicu și Durleșteanu și nici pe ale altor actori politici cu privire la acest subiect. Anterior, președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz a declarat că acordul dintre țara noastră cu Gazprom privind livrarea gazelor nu poate fi făcut public și a invocat confidențialitatea documentului. Guvernarea capturează instituțiile statului, iar asta înseamnă că Moldova va pierde mai multe dosare la CEDO. Declarația a fost făcută de politologul Ian Lisnevski la emisiunea Moldova zi de zi de la postul nostru de televiziune. Tot el spune că Partidul Puterii promovează o politică murdară, iar din această cauză chiar și susținătorii formațiunii refuză să se angajeze în instituțiile publice, acolo unde este un deficit enorm de specialiști. Mai mult, și proiectul bugetului de stat pentru anul 2022 aprobat de guvern este criticat de specialiști. Expertul economic Gheorghe Costandachi susține că acesta nu este pregătit profesionist și nici pe departe nu poate fi numit un buget al solidarității, așa cum s-a promis anterior. Politologul Ian Lisnevski susține că guvernarea demite șefii celor mai importante instituții în stat fără nicio probă. Acest lucru, potrivit lui, înseamnă că PAS încearcă să captureze statul și să-și subordoneze toată puterea, lucru ce ne va costa foarte scump la CEDO. Noi nu vedem unele rapoarte sau dovezi de ce aceste persoane trebuie să fie demise. Și nu vorba doar de CNA, vorba despre procurator general și altele instituții. Să vorbești la general, că nu s-a lucrat, că nu s-a făcut, că nu sunt rezultate, că dar unele dovezi nu sunt. De ce noi vedem că practic toți șefii de acest institut se adresează deja la CEDO? Expertul economic Gheorghe Costandachi este de părere că PAS a uitat de promisiunea făcută în campania electorală, care se referă la depolitizarea instituțiilor. Este un proces foarte rușinos, dezamăgitor și obraznic de captivitate a tuturor statelor, a tuturor structurilor. Deci noi nu avem aici un proces real, democratic, de preluare a puterii. Și ei nu înțeleg că prin aceasta ei își semnează sentința, își se condamnă și mă tem că ei 4 ani de zile nici nu or să reușească să stea la guvernare. Purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Jardan, ne-a scris într-un mesaj că în cazul demiterii conducerii Centrului Național Anticorupție și al Consiliului Audiovizualului au fost prezentate în plen rapoartele de evaluare a activității acestora, iar comisiile de resort le-au calificat drept nesatisfăcătoare, fără a menționa cauzele. Mai mult, cei doi susțin că în interiorul partidului de guvernare se promovează o politică murdară, iar prin demiterile care s-au făcut, puterea nu a obținut decât un deficit enorm de specialiști, lucru care provoacă și mai mult plecarea masivă a oamenilor peste hotare. Eu cunosc personal foarte mulți specialiști buni, chiar bine, care sunt apropiați de Partidul Acțiune și Solidaritate, dar iarăși, din cauza că politica a devenit să zicem direct, murdare, nu vor să meargă în aceste instituții. Guvernul are un deficit enorm de mari de specialiști. Dacă se vorbea, pe timpul lui Voronin plecau 102 persoane în fiecare zi, pe timpul lui Vlad Filat 115, pe timpul lui Plahotniuc 120, acum pleacă zilnic 135. În condițiile când ni s-a promis că puzderia de oameni care au plecat peste hotare trebuie să întoarcă înapoi. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat că nu comentează datele prezentate de Costandachi și a negat că s-ar promova o politică murdară în interiorul PAS. Guvernul va veni cu o reacție pe niște date spuse de domnul Costandache și neverificate. Este o afirmație absolut greșită despre politica murdară, unul la mână, și doi la mână, dacă asta chiar și
ar fi adevărat, asta nu are nicio legătură cu lipsa persoanelor angajate la guvern. Și proiectul bugetului de stat pentru anul 2022 aprobat de executiv a fost criticat de experți. Potrivit lor, documentul este populist și departe de cel al solidarității promis în campania electorală. Trebuia să fie majorate, în primul rând, salariile la educație, ulterior la sănătate, la apărare și ulterior, dacă mai rămânea, putea să majoreze cheltuielile, bilanța de cheltuieli, bugetele cheltuielilor la președinție, la guvern. Bugetul educației Republicii Moldova pentru anul viitor este mai mic ca pentru anul trecut și pentru anul ăsta de cel puțin 100 de milioane de lei. Reprezentanții guvernului ne-au spus că deocamdată nu comentează declarațiile. Eu am citit criticile, sunt foarte multe și complexe. Taburceanu a mai menționat că în cazul în care va fi nevoie, guvernul va veni cu explicații după ce bugetul va ajunge în Parlament. Peste 530 de polițiști și mascați de la Fulger au luat din nou la verificat mai multe penitenciare din țară. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal investigat de procurorii PC Cox, dar alte detalii nu se cunosc încă. Acestea vor fi oferite mai târziu, ne-au comunicat responsabilii de relația cu presa. Amintim că acum o săptămână, oamenii legii, dar și angajații ANEI au efectuat percheziții în penitenciarul numărul 4 Cricova și penitenciarul numărul 13 din Chișinău, unde au găsit mai multe obiecte și substanțe interzise, precum telefoane mobile și accesorii pentru acestea, seturi de cărți de joc, droguri, băuturi alcoolice și materie primă destinată preparării băuturilor alcoolice. Ofițerii Serviciului de Protecție Internă și Anticorupție au descins în forță în această dimineață la domiciliile a 4 angajați a Inspectoratului de Poliție Florești. Oamenii legii au dat busna în casele și mașinile acestora după ce au fost informați că dețin ilegal arme și muniții. Dacă e așa sau nu, se va expune ancheta. Cert este deocamdată că indivizii într-adevăr păstrau puști, pistoale și gloanțe de diferit calibru. Cei 4 sunt anchetați într-un dosar penal și riscani grei de pușcărie. Un mini-arsenal de arme și muniții au fost depistate de ofițerii spia în timpul desfășurării a 8 percheziții la mai multe adrese din Florești. În total este vorba de 8 arme de foc, 595 de cartușe de diferit calibru și 3 permise de port armă, toate păstrate ilegal. Verificările au avut loc în cadrul unui dosar penal intentat pentru purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor, sustragerea lor săvârșită de 2 sau mai multe persoane. În anchetă este vizat un grup de funcționari publici cu statut special la Inspectoratul de Poliție Florești. Potrivit spiei, aceștia, folosindu-și situația de serviciu ilegal, ar fi însușit 4 puști de la un bărbat care avea permis pentru acestea și care a decedat în anul curent, locuitor și el al raionului Florești. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 7 ani de pușcărie. Totodată se întreprind măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea și altor persoane care ar avea tangență cu acest caz. Accident auto terifiant în Bulgaria. 46 de oameni, dintre care 12 copii, au murit într-un autocar care a luat foc pe autostradă din vestul țării. Corpurile victimelor au ars complet, a declarat ministrul bulgar de interne venit la locul tragediei. Doar 7 persoane au scăpat cu viață după ce au sărit din autovehiculul cuprins de flăcări, iar acum acestea se află internate în spital. Drama a survenit în jurul orei 2 după miezul nopții pe autostrada Struma la 40 de kilometri de Sofia. Se presupune că vehiculul a lovit o balustradă din motive necunoscute încă și a luat foc. Autocarul cu pasageri, dintre care 12 minori, se deplasa din Turcia spre Macedonia de Nord. Doar 7 oameni au supraviețuit accidentului, iar acum se află în îngrijirea medicilor, care spun că aceștia au scăpat cu viață după ce au sărit pe geamuri. Șoferul a murit imediat, prin urmare nu era nimeni care să deschidă
ușile autocarului pentru ca și ceilalți pasageri să se salveze, au explicat autoritățile bulgare. Potrivit primelor informații, cele 46 de victime erau originare din Macedonia de Nord, unde era înmatriculat autocarul și care se întorcea spre Skopje, după ce pasagerii fuseseră într-o excursie de vacanță în Istanbul, Turcia. Ajuns la fața locului, ministrul bulgar de interne a declarat că trupurile victimelor erau complet arse. Imaginele sunt terifiante, a spus el. Porțiunea de autostradă unde s-a produs tragedie este închisă circulației. Cel mai recent accident grav din Bulgaria datează din august 2018, când 17 pasageri au murit în timp ce vehiculul în care se aflau circula pe o ploaie torențială, având la bord turiști bulgari ce se întorceau dintr-o excursie la o mănăstire dintr-o regiune montană la nord de Sofia. Șoferul care a intrat duminică cu mașina în participanții la o paradă de Crăciun din statul american Wisconsin va fi inculpat pentru uciderea a 5 persoane, au anunțat autoritățile americane, care exclud varianta unui atentat terorist. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi avut o ceartă conjugală cu puțin timp înainte de a provoca dezastrul. Bărbatul avusese o ceartă în familie chiar înainte de carnagiu. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale în urma audierii acestuia. Nu există nicio dovadă că a fost un act terorist, a declarat șeful poliției din localitate, potrivit AFP. Șoferul de 39 de ani a trecut în viteză prin mulțimea strânsă la târgul de Crăciun din Waukesha, un oraș cu 72.000 de locuitori din statul Wisconsin, cu un SUV de culoare roșie, făcând de cel puțin 5 morți și 48 de răniți, potrivit poliției și autorităților din domeniul medical. Printre răniți se numără 18 minori cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani care au fost duși la spital. 10 dintre aceștia sunt la terapie intensivă, iar alți 6 se află în stare critică. Conducătorul auto reținut de poliție a mai fost inculpat în 2020 pentru punerea în pericol a vieții altei persoane, apoi la 5 noiembrie pentru un episod de violență domestică, potrivit documentelor judiciare. Aproape toate localitățile din raionul Orhei au fost iluminate, susține echipa partidului Șor. Recent, celor scoase din beznă li s-a alăturat satul Teleșeu, acolo unde echipa lui Ilan Șor a construit și un teren de joacă. De instalarea noii rețele se bucură în primul rând localnicii, pentru că, spun ei, le oferă un plus de siguranță. Realizarea proiectului a costat peste 1 milion de lei, bani din bugetul raional. În ultimii 2 ani, Consiliul Raional Orhei a alocat peste 50 de milioane de lei pentru iluminarea mai multor localități. Sărbătoare mare în satul Teleșeu din raionul Orhei, unde a fost inaugurat sistemul de iluminat stradal așteptat de ani buni de localnici. Am bine, foarte bine. Mulțumesc. Suntem bucuroși pentru că avem lumină stradală. Primarul satului Teleșeu, Ion Dediu, susține că proiectul important pentru sat le completează pe altele finalizate cu succes. Datorită unei colaborări fructuoase cu Consiliul Raional, am mai avut și alte proiecte care au fost tot duse până la capăt. Noi facem pași mici, siguri și doar înainte. Cu frică de Dumnezeu, cu a plecare față de banii oamenilor. Iar liderul partidului Șor, Ilan Șor, și vicepreședintele formațiunii, Marina Tauber, au dat asigurări că astfel de realizări vor continua. Vă asigur că schimbările în bine începute de echipa noastră nu se vor opri aici. Vom continua să investim în proiecte de infrastructură menite să vă aducă mai mult confort și sentimente de liniște. Încă o bifă care este bifată în angajamentele noastre publice care au fost asumate încă în anul 2015. Vrem ca dumneavoastră să aveți toate condițiile necesare de trai, să trăiți decent. În raionul Orhei sunt 74 de localități, 70 dintre care au fost iluminate complet din 2015 încoace.
Nicolae Grigorișin, candidatul independent la primăria Bălți, vrea să consemneze în continuare realizări în folosul localității, urmând să apeleze la autoritățile centrale pentru o finanțare echitabilă a municipiului. Cel puțin asta se spune în programul său electoral. Documentul conține mai multe propuneri de dezvoltare a infrastructurii Capitalei de Nord. Despre asta transmite publicația locală SP. Grigorișin a deținut însă funcții de conducere în primăria Bălți, fiind chiar primarul localității în 2018. Când și-a început campania electorală, Nicolae Grigorișin a declarat că faptele bune vor fi făcute în folosul comunității. Astfel, printre prioritățile sale se enumeră reparația curților din cartiere și a străzilor principale. De asemenea, spune el, vor fi reabilitate școlile și grădinițele, precum și terenurile de joacă. Candidatul își mai propune să construiască terenuri sportive universale, să sprijine școlile de profil, dar și pe angajații din sistemul educațional. Politicianul promite să finalizeze un proiect în comun cu Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare pentru a achiziționa echipamente suplimentare de deservire a noilor unități de troleibuze și înlocuirea liniilor de referință, acolo unde este necesar. Am vrut să aflăm chiar de la Grigorișin mai multe despre planurile sale și despre problemele rămase nerezolvate în mandatul său de primar, de viceprimar și de primar interimar, dar candidatul continuă să evite contactul cu TV6. Anterior, Grigorișin a fost apropiat partidului politic Partidul Nostru, însă în acest scrutin a decis să candideze independent. Pentru Nicolae Grigorișin au votat în primul tur 20,93% din bălțeni. Atunci când viața bate filmul, nu ți rămâne decât să faci din asta o poveste ecranizată. Oleg Crețul, moldoveanul paralimpic la judo, a devenit protagonistul unui proiect, mai exact soarta tragică a sportivului este ambalată și redată într-o peliculă cinematografică. Filmul Crețul va apărea în vară, iar pentru asta o echipă internațională lucrează asidu și promite un rezultat pe măsură. Oleg Crețul, originar din Chișinău, este maestru emerit al sportului în judo, campion al Jocurilor Paralimpice de la Beijing din anul 2008, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Atena din 2004, deținător a 4 titluri mondiale și 3 europene, acestea fiind doar câteva dintre meritele sportivului. În spatele acestora stă o poveste pe cât de tragică, pe atât de impresionantă. Tânărul și talentatul sportiv abia înregistra primele victorii de înalt profil. Cariera promitea să fie de succes, iar viața fără griji. Cu serviciu, o femeie dragă alături, nuntă și planuri mari de viitor. Soarta, însă, la un moment dat s-a întors cu spatele și i-a trimis una dintre cele mai mari încercări. În anul 1997, la 9 zile de la nunta sa, Oleg Crețul a nimerit într-un accident rutier, în care soția sa a murit, iar el, din cauza leziunilor grave la față, și-a pierdut complet vederea. Astfel, după o perioadă de spitalizare, depresie, recuperare treptată și reabilitare, 2 ani mai târziu, cu ajutorul prietenilor și antrenorului, a reușit să-și recapete încrederea în sine și a început din nou să practice judo. Drept că sportul olimpic a devenit paralimpic pentru el. Această istorie zguduitoare de viață va fi redată într-o peliculă cinematografică. Filmul Crețul este realizat de peste 50 de profesioniști din Rusia, Ucraina, Moldova și România, iar ideea aparține regizorului rus Alexandra Lihachova. Este despre cum omul s-a autodepășit cu ajutorul prietenului care este și antrenorul său, Vitalie Gligor. Acesta l-a ajutat să se întoarcă în marele sport, dar deja nu în calitate de sportiv obișnuit, ci în calitatea unui paralimpic al selecționatei. Toți muncesc ca să creeze istoria interesantă de viața a unui om. Acțiunea se petrece în anii 97-2002, astfel, aflându-se de câteva săptămâni în Moldova, echipa de creație a reușit să filmeze mai multe scene în diferite locații din Chișinău, dar și regiunea transnistriană, acolo unde au găsit locații asemănătoare celor din perioada anilor 90. Mă snimale și scenă svadbă. Noi am filmat și scena nunții, ținând cont de faptul că era anul 97, am avut îmbrăcămintea de pe atunci, mașini strict din acea perioadă, săl de nunți, apartamente fără reparație, fără ferestre termopane, deci au fost anturajul din acei ani. Без стеклопакетов, то есть антураж на тех годов, то что было в тот период.
Pe aeroportul din Chișinău, echipa TV6 a reușit să surprindă o scenă din film, și anume cea în care Oleg Crețul, împreună cu antrenorul său, pleacă la o competiție sportivă. Realizatorii proiectului spun că au avut marele noroc să găsească un avion care să corespundă timpurilor în care s-a produs acțiunea. Chiar un mare noroc, pentru că tipul ăsta de aparat probabil că este întâlnit mai mult în muzee și destul de greu accesibil, și locațiile noastre fiind aici în jurul Chișinăului, normal că a fost un ajutor foarte mare pentru noi. Protagoniștii, adică Oleg Crețul și antrenorul său, sunt jucați de artiști cunoscuți în cinematografie rusească. Este vorba de Nikita și Sergei Volkov, primul jucând rolul eroului principal. De asemenea, unele personaje episodice sunt interpretate de actori autohtoni. Noi jucăm oameni reali pe care îi cunoaștem și cu care am petrecut un anumit timp, în care i-am analizat și încercăm să intrăm în piele personajelor, în psihofizica lor, care nu se aseamănă deloc cu a noastră. Căutăm ceva să găsim și cred că iese ceva. Descoperim lumea judoului, a sportului, dar și cea în care ei au trăit. Judo, sport, etul vremii în care au trăit. Sergei Volkov spune că este pentru prima oară în țara noastră, iar atmosfera de aici îl ajută să intre mai ușor în pielea personajului. Невероятно вкусно здесь готовят. И мы ещё были в Тирасполе, в Бендерах. Мы покатались уже много где. Замечательные люди, прекрасная страна, очень вкусное вино. Да. Нам здесь очень нравится. Filmul Crețul va fi ecranizat în august 2022. Potrivit producătorilor, pelicula va fi difuzată la TV. Nebunie mare la aeroportul internațional Chișinău. Zeci de microbiști aproape că s-au călcat în picioare pentru a întâmpina cea mai titrată echipă de fotbal, Real Madrid, care a aterizat în această amiază. Suporterii, înarmați cu pancarte și telefoane mobile, au încercat să imortalizeze momentul istoric. Totuși, jucătorii de zeci de milioane de euro au fost zgârciți la autografe și au urcat în autocare. Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a fost escortată de poliție. De ore bune, madrilenii erau așteptați de zeci de oameni și la hotelul din stânga Nistrului, acolo unde s-au cazat. Meciul dintre Sheriff Tiraspol și Real Madrid se va juca miercuri seara la Tiraspol, începând cu ora 22. În prima partidă disputată pe Santiago Bernabeu în 28 septembrie, campionii Moldovei au reușit să producă surpriza serii în grupele Ligii Campionilor, învingând Realul cu scorul de 2-1. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gărganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!